Crucea Roșie Călăraș a demarat campania Din Suflet pentru Suflet, o acțiune pentru strângere de fonduri, alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte. Anul acesta va fi organizată și o tombolă cu premii în ziua de 12 decembrie, ziua Crucii Roșii Călăraș. Persoanele care donează în perioada următoare completează un bilet de tombolă și îl introduc în urna lui Moș Crăciun. Premiile constau în căști audio, sistem audio, cursuri de prim ajutor, longboard, dar și alte produse. Donația trebuie să conțină 50% alimente și 50% îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și rechizite. Este bine ca alimentele să aibă un termen bun de valabilitate: ulei, zahăr, mălai, făină, conserve, paste și dulciuri. Îmbrăcămintea și încălțămintea pentru copii și adulți trebuie să fie curate și în stare bună. Donațiile pot include și produse de igienă personală sau a locuinței. Acestea vor fi direcționate familiilor nevoiașe din județul Călăraș în perioada dinaintea Crăciunului. Cei care doresc să doneze o pot face de luni până vineri, între orele 8-16, la sediul Crucii Roșii din Călăraș, din prelungirea București numărul 24, în blocul DSP. În momentul de față derulați o campanie de colectare, dați-ne mai multe amănunte. Da, am început campania de colectare de toamnă, campania de toamnă-iarnă. Tot ce strângem în perioada august, septembrie, octombrie, noiembrie va fi dat, va fi distribuit în decembrie, în perioada Crăciunului. Ne-am apucat din timp de colectă, pentru că deja nevoile sunt mult mai mari față de anul trecut, față de anii trecuți. Am luat legătura cu asistenții sociali din sate și din toate comunele din județ și deja sunt semnale că sunt foarte mulți copii care nu au cu ce să se îmbrace, sunt foarte mulți părinți care n-au mai plecat în afară la muncă și poate nu trimiteau ei marea cusarea, dar puținul ăla ajungea pentru lemne, pentru alimente, rechizite și trebuie să sublimim într-un fel. Noi colectăm de toate, de la îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, rechizite, alimente, bani pentru lemne și pentru alimente. Astea cu siguranță o să ne doboare în decembrie. Dar sunt persoane care au donat și piese de mobilier, și televizoare, și frigidere. Nu are importanță. Orice e de donat este extraordinar de binevenit. Unde pot fi donate bunurile? La noi, la sediu, la Crucea Roșie, aici, la etajul 1, în oraș, la... În zona Orizont. În zona Orizont, în blocul de Diriția de Sănătate Publică. Și piesele mari, de mobilier sau electrocasnice, le ducem la depozitul nostru, care momentan se află în curtea liceului Știlbei Vodă, fostul liceu Știlbei Vodă, vis-a-vis de Lidl. Aveți spațiu suficient de depozitare? Nu. Pentru că depozitul nostru este în parteneriat, ni l-au dat în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică. Acolo depozităm și noi și ei și este puțin loc. Numai sacii, anul trecut s-au adunat în jur de 10 tone de îmbrăcăminte și ca să te apuci să sortezi într-o cămăruță atâta îmbrăcăminte, sunt și sacii, sunt și copiii care sortează, nu prea e loc. Și era bine să mai fi fost un spațiu mai mare. De preferat, noi căutăm un spațiu unde să putem să intrăm cu o dubiță sau cu un camion. De exemplu, astă vară am primit un camion mare, un tir, cu ajutoare. Și nu pot să-l aduce aici în spate, nici măcar nu intră la noi aici. Să înțelegem că oamenii pot dona bunuri pe tot parcursul anului și nu doar în preajma sărbătorilor de Crăciun și de Paște. Da, noi chiar colectăm tot timpul anului. Pentru că nu se mănâncă numai de Crăciun și de Paște, nu se îmbracă omul numai de Crăciun și de Paște. Există nevoi în permanență. Și avem persoane care donează regulat. Mai copiii cresc. Nu, de ce să arunci îmbrăcămintea? O speli frumos, o pui într-un sac sau o pungă și o aduci la Crucea Roșie. Unii s-au și învățat. Programul nostru este până la ora 4-5 de multe ori. Nu suntem aici, le lasăm fața ușii. Avem o relație extraordinar de bună cu cei de la DSP de deasupra și paznicii au grijă și de bunurile noastre, ceea ce se donează. Și după aceea noi le sortăm, le igienizăm. Multă lume ne întreabă de ce să le mai aducă spălate. Una este să le aduci spălate și alta este să le igienizezi, să le speli și să le igienizezi pe urmă. Le speli că așa e frumos, să le dai curate. Și după aceea noi doar să le igienizăm. Adică, na, din cauza acestui virus este bine să le mai trecem printr-un filtru, printr-o igienizare.